Bună ziua, bine v-am regăsit! Sunt Teodora Tompa, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Pentru că sezonul vacanțelor revine treptat, ne întoarcem la subiectul poluării prin transport și vorbim despre cât de nocive sunt călătoriile cu avionul. După ce în primăvara acestui an Franța a interzis anumite curse aeriene pe rutele scurte, interne, ca să reducă producerea emisiilor poluante, mai multe state europene au început să discute despre avioanele private care produc mai mult rău mediului înconjurător. Și s-au reaprins astfel discuțiile la nivel internațional despre cum poate industria aeronautică să devină verde și eco. Pe lângă faptul că avionul rămâne cel mai sigur mijloc de transport din lume, nici nu poluează la fel de mult cum o fac mașinile. La nivel mondial, aviația este responsabilă pentru 3,4% din emisii, iar în plan intern produce aproape 0,4%. Cifrele sunt de la Agenția Europeană pentru Mediu, calculate pentru anul 2019. Acum însă, se ia în calcul desigur ca inclusiv uleiul de gătit uzat, combustibilii sintetici sau chiar hidrogenul să devină treptat combustibil pentru aviație. Există deja teste pentru un biocombustibil folosit de Airbus și Boeing. Au fost făcute zboruri experimentale cu acest amestec de cherosen și combustibil vegetal obținut din ulei de cocos și palmier. În momentul de față se lucrează la o tehnică de îmbunătățire a acestei variante eco, pentru că în prezent nu poate concura cu cherosenul, care este mult mai sigur, are un punct de îngheț foarte scăzut și are o densitate energetică foarte mare. Inclusiv aeroporturile din Uniunea Europeană ar trebui ca în următorii ani să aibă structuri verzi cu energie regenerabilă și cu posibilitatea de a implementa sisteme sustenabile. Aeroporturile în sine sunt mari surse de poluare, cu suprafețe uriașe de desfășurare, zone de tranzit pentru mașini, spații pentru bagaje, hale încălzite sau răcite, spații de food court sau zone de birouri. Toate acestea consumă curent, căldură, resursă umană și financiară. Însă, în viitor, companiile aeriene ar putea fi obligate să cumpere permise pentru fiecare tonă de dioxid de carbon pe care o emit pentru toate zborurile care părăsesc spațiul european. We are at a crisis right now. We need to come up with new solutions. Aeronavele consumă anual peste 120 de milioane de tone de combustibil și contribuie cu aproximativ 2,5% la emisiile de gaze cu efect de seră, motiv pentru care tot mai multe companii oferă tot felul de soluții prietenoase cu mediul. Hydrogen electric is the most efficient and likely to be the lowest cost out of all. Potrivit Uniunii Europene, folosirea hidrogenului ar reduce cu 75% emisiile de carbon până în 2050. Există însă destule obstacole. Infrastructura necesară producerii și distribuirii acestui combustibil este costisitoare, cel puțin 500 de miliarde de dolari. În plus, hidrogenul trebuie produs sustenabil, iar folosirea lui presupune o modificare importantă a designului avioanelor. O altă variantă este cea a aeronavelor alimentate de baterii. E ideală pentru avioanele mici, dar lucrurile se complică când vine vorba de cele mari care au nevoie de baterii uriașe. I think it's not really within my lifetime that we're going to get to a fully electric aircraft that can fly across the ocean. Și ajungem la soluția numărul 3, care pare pe gustul celor mai mulți experți, combustibilul sustenabil, chiar dacă e de două ori mai scump față de cherosenul clasic. Este o combinație de deșeuri de ulei și grăsimi, printre care și ulei de gătit amestecat cu cherosen. The gas that was being fermented, I knew was not available just in steel mills. It was available in refineries, it was going to be available in chemical plants. All of a sudden it was like, holy cow! This can have a really big impact. Comisia Europeană a testat această soluție pe mai multe avioane care au aterizat în Lyon. O aeronavă care a sosit din Porto, de exemplu, a avut o reducere de 28% a emisiilor poluante. Dar, dincolo de toate acestea, există lucruri pe care le poate face fiecare dintre noi pentru a reduce amprenta de carbon atunci când zburăm. When you're packing, think about whether you really need to take all that stuff. You can fly direct to where you're heading. Your carbon footprint will be smaller than if you go via another airport. If you fly in business or first class, your emissions are at least 3 times more than if you decided to fly in economy. Here, the seats are smaller, and it means that more people can be flown about by the same amount of fuel. Despre aviația viitorului, cât de aproape suntem de momentul în care zborurile vor polua tot mai puțin. Discutăm chiar acum cu invitatul meu, Emil Dobrovolski, comandant examinator Tarom. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Știm deja că se fac foarte multe eforturi în acest sens, în sensul în care aviația să fie tot mai puțin poluantă. Din fericire, așa cum zborurile sunt sigure, adică este cel mai sigur mijloc de transport în ziua de astăzi, aviația poluează aproape cel mai puțin. Care sunt, de fapt, lucrurile care se întâmplă? Știm că sunt biocombustibili în vigoare, știu că sunt testate foarte multe variante de cherosen sau așa zisul înlocuitor de cherosen. Există foarte multe eforturi în privința asta și eforturile s-au depășit deja de mult laboratoarele de cercetare. Și, din păcate, amprenta de carbon pe care o face aviația este uriașă. Și există multe, să spunem așa, soluții care durează până o să fie implementate. Există și soluții pe termen scurt, însă, care pornesc de la maniera de pilotaj și există preocupare în cadrul tuturor operatorilor aerieni să polueze mai puțin, să consume mai puțin și instruiesc piloții în așa ceva. Chiar noi la Tarom, încă de acum 20 de ani, aveam, nu vreau să zic că am fost primii din lume, dar am fost printre primii în Europa, dacă nu cumva primii în Europa, care am făcut un continuous descent, o procedură care acum e deja implementată și există deja pe multe aeroporturi din lume, în așa fel încât consumul să fie foarte redus în coborâre. Dar dincolo de lucrurile astea pe care le putem face acum, există combustibili care pot fi obținuți din metanol, din grăsimi, din uleiuri, din lucruri care pot fi reciclate. Combustibilul rezultat, combustibilul de aviație, nu mai este deosebit, nu mai poate fi deosebit de combustibil obținut din petrol. Deci produsul final este același produs pe care l-am obținut din petrol. Și, pentru că în aviație este un domeniu în care se pune în primul rând amprentă pe siguranța zborului, chiar dacă au fost deja de anul trecut companii care au zburat cu 100% combustibil, se cheamă SAF, Sustainable Aviation Fuel, deci combustibil de aviație sustenabil sau verde. Deci au zburat cu 100% combustibil din acesta, obținut din surse regenerabile. Totuși există încă restricții de legislație, de lucruri pe care încă care nu s-au cercetat încă suficient, de aceea există, de exemplu, pentru motoare auxiliare sau pentru anumite zboruri, se zboară cu combustibil amestecat, jumate-jumate obținut din petrol, jumate obținut din combustibil din acesta verde, se spune. De ce, de exemplu, zborurile private sau avioanele mai mici poluează mai mult? Sunt foarte multe țări în care pe anumite rute a fost o recomandare sau poate chiar interzis să se mai zboare cu un avion privat. Ce se întâmplă? Care e procesul? Ele nu poluează săracele mai mult, doar că sunt dedicate unei singure persoane sau unui grup mic de persoane. Și combustibilul acesta, poluare pe care o face, până o raportezi la ceva. Și dacă o raportezi la călători sau la tonele de marfă pe care le ai în cala de bagaje sau pentru avionele de marfă, pentru cât cari cu avionele cargo, trebuie să raportezi asta și la numărul de locuri, câți pasageri ai. Pentru că un avion poluează la fel de mult cu un pasager la bord, poate foarte puțin mai mult cu avionul plin de pasageri, că e consumul mai mare. Dar altfel spus, să folosești pentru distanțe scurte sau pentru o persoană un avion, înseamnă o amprentă mare de carbon pe care o lasă persoana respectivă zburând el într-un avion. Despre asta e vorba. El nu consumă mai mult decât un alt avion, dar care are 400 de pasageri. Știu că sunt eforturi apropo de ce înseamnă aeronave sau înlocuirea combustibililor, însă se discută aici la nivelul Uniunii Europene și despre cum ar putea fi regândite structurile aeroporturilor, cum ar putea de fapt toate aceste structuri să fie făcute verzi sau să consume energii regenerabile. E posibil să vedem un aeroport complet alimentat cu energie regenerabilă sau să fie complet verde sau acest lucru ar fi imposibil? Nu e imposibil, doar că avem deja o infrastructură creată care a costat deja probabil la nivel de 10 sau 100 de milioane pe un aeroport. Imaginați-vă să schimbăm infrastructura asta peste noapte. Sunt tot felul de, să spunem, de garanții că până în 2035 aviația va reduce cu 80% amprenta de carbon. E foarte greu să vezi asta peste noapte. Până în 2035 nu mai e mult, de fapt. Dar trebuie să regândești cu totul infrastructura. Trebuie să aeronavele care apar acum trebuie să fie, deja au anumite standarde de aerodinamică, pentru că un avion, dacă luăm un avion făcut astăzi, cum am făcut acum 20 de ani, să nu zic conceput acum 40 de ani, diferența e uriașă aerodinamică între ele, motoarele până la urmă consumă același, să spunem, o tonă pe oră la croazieră,
până la, să vă faceți o idee, de aici până la, de la noi, la București, până la Londra, consumăm cam 9 tone de combustibil. Cu un efort minimal din partea companiilor aeriene, din partea aeroporturilor, poți reduce cu câteva, poate, 10 sau 100 de kilograme un astfel de zbor. Mi se pare puțin, dar dacă aduni că faci 2 curse pe zi sau că faci 4 curse pe zi, în 365 de zile pe an se adună sute de tone la finalul anului de combustibil, care poate fi din diferite surse, cum spuneam. Mulțumesc tare mult, Emil Dobrovolski. Eu vă mulțumesc. Diambil barang-barang saya. O nouă descoperire atrage atenția asupra pericolului reprezentat de încălzirea globală. Un virus a supraviețuit congelat peste 48.000 de ani în solul înghețat din Siberia. Cercetătorii spun că este cel mai vechi din lume și atrag atenția că temperaturile în creștere pot da naștere la tot felul de pandemie odată cu eliberarea agenților patogeni. Of permafrost has increased over the past two decades. And so what's been observed during that period is a warming of the ground by something like 0.5 to 1 degree Celsius. There are basically thermometers inserted into the ground. They go down about 10 meters and they measure the temperature of the permafrost. And when it was first put in about 15 years ago, it was showing that the temperature in the summer was about -3. It's about only -1. There are all the viruses and diseases we know nothing about. Diseases that may have caused the extinction of Neanderthal man. They could potentially be revived too.
Chiar dacă nu se încălzește la fel de rapid ca zona arctică, Antarctica suferă și ea din cauza schimbărilor climatice. O dovedește un grafic realizat de NASA, care analizează efectele încălzirii globale din ultimii 184 de ani. Iar asta înseamnă o topire accelerată a gheții și dispariția unor suprafețe uriașe. Seen an East Antarctic ice shelf collapse, at least in our lifetime. For the last 20 years or so since 2000, it's been losing a little bit here and there, but not much. But then right at the beginning of 2020 or so, it started sort of halving itself every few months. Cea mai gravă secetă din ultimii 10 ani a creat un peisaj nemai văzut de-a lungul fluviului Mississippi. S-au înregistrat niveluri scăzute din Illinois până în Louisiana, iar unii afluenți au secat aproape complet. Imaginile dezolante îngrijorează pe oamenii de știință, care se tem că acesta este doar începutul. Last time I've seen it this low. Oh, I've never seen it this low. The Ohio River, which is also experiencing low water, they are really the main arteries of commerce for the United States on the inland waterway system. And so we normally see low water at this time of year, but we are at historic low level. Facem acum cunoștință cu o familie care încearcă orice soluție să evite risipa și nu se limitează la propria gospodărie, ci învață și pe alții ce înseamnă sustenabilitatea. Oamenii au deschis un magazin în care pot găsi produse care nu poluează toți cei interesați. Cum funcționează sistemul, vedem și noi în continuare într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face ca să protejăm planeta.
So one of the things that we bought first was the bamboo toothbrushes. Yeah. And we found good toothpaste that was zero waste as well. We actually bought a sewing machine from 1929 that is all wood and metal and taught ourselves how to sew. That's how we started making our own bags. We used to put our garbage can out every 2 weeks or so, just like everybody else, and it would be pretty much completely full. Now we put it out about once a month, and it's only about half full. We opened a store called Zero Waste Emporium. Encourage people to bring their own containers, whatever they already have at home. But if you come into the store completely unprepared, we have a take a jar, leave a jar option, and we get people to bring in their recycling. We can take it, clean it, and sanitize it in-house, and it's ready to use. A lot of personal care products, basic kitchen utensils and brushes and stuff like that, all the proteins, both vegan and meat. Some of the unique things that we have are milk on tap. You can get all your yogurt and condiments on tap as well, unpackaged tofu. We have local meat to make pasta sauce. We make two vegan cheeses. We make all of the butter. Regardless of your lifestyle or your dietary needs, we wanted to make sure that everybody that wanted to participate in Zero Waste had that opportunity. Vestea bună a planetei vine de această dată din Statele Unite, unde mai multe baraje vor fi dezafectate pentru a proteja anumite specii de pești. Este vorba de 4 astfel de construcții situate la granița dintre statele California și Oregon, iar aceasta este cea mai amplă acțiune de acest fel din istoria țării. Autoritățile speră că îndepărtarea lor va îmbunătăți starea unui râu în care înoată 2 specii de somon pe cale de dispariție. E vorba de un traseu pe care acești pești îl parcurg din Oceanul Pacific în zonele de reproducere din amonte. Aici se încheie o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei de subiecte sau invitați, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram a emisiunii. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră!